nu mai scapi. Da, copiii sunt viitorul pe care noi o să vedem așa. Cum e? Zice doamna că nu înșel. Nu e așa, pentru că au nevoie de iubire copiii și au nevoie să simte că sunt iubire. Păi da, dar iubirea e altfel, e pe comportamentul tău iubirea. Iubirea nu înseamnă că îl pup toată ziua și când gata. Da, înțelege gestul nostru. Ce anume? Înțelege gestul nostru. Bine, fiind mic așa este, da. Dar când crește mai mare, nu vorbim mai mult și mai mic. Da. Când crește mai mare, simte după aceea distanța. Distanța, păi aceea da, asta de-aia nu vreau să intru. Că mai târziu această iubire care devine ca o posesie, se distanțează. Se distanțează acel copil pe care tu l-ai tot iubit, l-ai tot... Trebuie să fie așa un echilibru tot timpul. Când l-ai ghidat de permanență, nu poate că nici... Ghidarea în permanență este recomandată. Noi zicem iubire, adică îi arătăm, nu știu ce, dar el are nevoie doar de prezență. Exact. Adică tu îl iubești când îl prinzi, îi arăți că îl iubești, dar nu ți-asumi să stai cu el tot timpul, că are nevoie de prezența ta. Păi atunci nu îl iubești. Sacrifică-ți viața tot timpul și toate planurile tale și stai cu el, că el are nevoie de susținere continuă și asta este adevărata iubire. Deci, dacă îi arăți o iubire din asta, exterioară, dar lucrurile esențiale de care are sufletul lui nevoie nu le faci, atunci nu este iubire. Și gestul pe care îl facem vis-a-vis de cei din fața noastră, că iubim, îi pupăm, nu știu, sunt ale noastre, pentru că noi avem nevoie de atenție. Noi când ne ducem spre cineva și nu, noi avem nevoie de acel ceva. Da, vine din noi. Iar dacă iubim numai pe copilul nostru și noi iubim toți copiii, iar se apar probleme foarte mari. La mine odată am avut un plafar și a venit o doamnă, că m-a impresionat tare mult în vârstă, cam 80 ceva de ani, care a fost asistentă pe mașină care mergeau pe front și luau răniții de pe front, în spate. Am fost surprins de iubirea pe care avea față de soldații români. Aveam un drag de îi dădea lacrimile când își amintea de ei. Așa. Și dragostea pe care a avut-o, ca să vedeți ce înseamnă dragoste. Ea nu avea un băiat, dar dragostea dânsă era pentru toți bărbații, la fel, mai ales în situațiile acelea de război. Deci nu era numai pentru al meu, ci era pentru toți la fel. Și a fost băiatul lui, dânsei locuia prin Suedia, nu știu, în Norvegia, și cu serviciu s-a făcut o excursie în amintesa Filipine, nu știu unde a fost tsunami acela. Și s-au urcat în avion toți colegii lui, el a fost ultimul și i-a alunecat piciorul pe scară și a căzut de la înălțime și a fracturat piciorul și n-a mai putut să meargă în excursia respectivă. După care toți colegii lui, tot serviciul s-a dus în hotelul care era pe marginea mării, a venit tsunamiul acela și a distrus hotelul, au murit toți colegii. Deci iubirea mamei față de toți în mod egal, care este adevărată iubire. Deci copilul, toți care ni se dau, soțul, soția, ni se dau ca să învățăm iubirea aceasta egală pentru toate. Nu o iubire particulară numai pentru al meu. Și iubirea e egală pentru toate, ea s-a luat viața la distanță mare de 50 de ani. Nu contează. Deci a hrănit sufletul și a salvat viața. Sau dă mult ajutor bătrânilor și Dumnezeu va avea grijă de părinții tăi. Corect. Și atunci este mit că figură copii de care didactice. Te știești ca didactic, te dăvești cât poți, maxim, ca fiecare în felul său. Da. Și copiii care au didactice se spună că niciodată nu au educația suficientă pe care și-a dorit-o părinții. E o contradicție? Este realitatea sau este mic? Păi ce-am spus? Că trebuie să acorzi atenție, să stai și cu copilul tău, să petreci timp cu el, că el are cel mai mult nevoie, că asta înseamnă dragoste. Să petreci timp cu el, indiferent de vârstă. Poate să fie la școală, la facultate, poate să fie să îți acorzi atenție și să sacrifici mereu timpul tău pentru el. Dacă faci lucrul acesta, asta înseamnă bine. Dar asta nu înseamnă să nu fii ferm în unele situații, da? Deci, fermitatea nu înseamnă lipsa iubirii. Dacă ai iubire, n-ai nevoie de fermitate. Pentru că iubirea nu e fermă. Acum, când e pe la 14-15 ani, mai ai nevoie și de fermitate la ei. Nu, pentru că el simte iubirea din suflet și va respecta. Nu, fermitate în sensul ăsta sunt regulile, asta este. Știu eu că mai sunt și adolescenți, și acum sunt colegii. Al meu, la 12 ani, era singurul care n-avea telefon. Și n-avea televizor în cameră. Și a venit și a zis, mama, dar am eu bani, îmi iau telefon. Dar nu e problemă banii și așa. Nu e telefon, pentru că și frații tăi au avut telefon la 13 ani, este corect ca și tu să ai la 13 ani.
Păi, dacă vorbesc eu, dacă facem o derogare și facem o ședință, facem o derogare și nu se supără că tu vei avea telefon un an mai devreme decât el, luăm telefon și pentru tine. Na, dar vreau să vă spun că în clasa 5 ani era singurul care n-avea telefon și copilul se simțea stăt, știți? Și mi-a părut un pic de fermitate ca să zic, domnule, astea-s regulile, așa o să fie. E rău? Regulile minții. Regulile minții, da. Da, în sensul ăsta. Da. Așa sunt ale minții, pentru că iubirea te iubește și te lasă să fii, te direcționează, dar nu așa în modul în care... În sensul ăsta spun, propriile da. Reguli, da, adică da. Propriile reguli, da. Propriile proiecții asupra copiilor. Noi le arătăm din experiența noastră cum stau lucrurile să fie mai bune, dar îi lăsăm pe ei să decină. A, serios, ar fi decis să-mi iată să-și ia telefon. De bune, la 12 ani. Știi ce face? Care n-au telefoane, cer împrumut, este o coeziune între ei. Deci nu mai o zică cazul care am observat, este coeziune între ei și în pauză, nu numai că își dau telefonul să vorbească, își dau telefonul de tot, adică de ore la alte se ajută. La noi nu s-a am știut, am înțeles. Numai puțin, băiat, este băiat? E băiat, da. Dar numai puțin, mama, aici chiar vreau să fac o paranteză. Mama trebuie să fie foarte feminină și să-i dăruiască foarte multă iubire, că sufletul este iubirea. Da. În momentul în care mama este foarte fermă și mai mult este așa tot timpul, e masculină, băiatul acela se va feminiza, am vorbit ieri despre asta. Deci băiatul acela o să aibă niște programe pe care nu o să fie chiar, adică el se va purta ca o femeie, pentru că îi arătați foarte multă hotărâre. Vorbesc general, e foarte multă hotărâre. Trebuie să fie un echilibru, n-am spus să nu, să fie un echilibru în toate. Să ai o iubire, lasă așa, un echilibru în care el să înțeleagă de la sine încet, încet, că uite, vezi, asta nu ți-e... Da, așa s-a întâmplat, a fost o discuție și când am luat la 12 ani, că frații lui au fost de acord să facem derogarea și să aibă telefonul el la 12 ani, da? Na. Gândiți-vă că tot el o să vă aleagă azilul. Știți ceva? Eu mă gândesc o să fiu o bătrânică drăguță, înțeleaptă, care o să mă iubească lororile și o să vină din mine. Eu nu proiectez azilul. Dar sunt niște azilul. Exact, o să se vorbesc. O să ne întâlnim aici, o să facem o ședință. O să ridic observație, dar noi nu ne punem întrebare. Sufletul ăla vine cu niște programe pe care le are acolo sus. Noi venim aici, ce să facem? Noi știți ce trebuie să facem mai și nimic, adică să fie, să lăsăm viața să fie. Da, să lăsăm băieți să-și învețe lecțiile, că altfel mai încălcări exact. Asta am spus, asta am spus înainte, pentru că dacă nu o să lasă, și noi începem să știi că dacă nu o să lasă, vă învăța oricum, că problemele vor veni oricum. Am avut discuții, având trei băieți, am avut discuții cu ei la un moment dat, au crezut în societatea asta și am spus, Dumnezeu i-a tot puternic. Dacă ar fi vrut, ar fi parașutat în Sahara și ați fi fost singur. V-a dat la o familie de a plus ca să vă crească și să vă educe. Deci, despre ce vorba? Dar nu sigur că de la 18 ani, nu te mai după ce le-ai creat. Le-ai trasat așa. Sigur, exemplul personal este cel mai important. Logic. Vreau să vă spun ceva? Că toate vorbele astea sunt așa, ca să știți de ce, pentru că oricum ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Lăsați-le să fie, acceptați toate așa cum vin, pentru că ele vor veni indiferent că vreți sau că nu vreți. Lecțiile care le au băieții după, nu sunt ale dumneavoastră nici cum. Până pe la 16-17 ani, trebuie dirijați oarecare. Dumnezeu n-a creat real și a lăsat copilul la adulți ca să fie. Și de-aia au venit, au ales să vină la mine, clar, pentru deci că au știut că eu pot să acolo trebuia să-și desfășoare programul lor, care n-aveau un program, nu știu de cum să numesc, viața lor. De ce zic copiii la când poate să vină la bunici? Ca să scoată din părinți iubirea. Iubirea. Deci copiii vin pentru părinți, nu părinții vin pentru copii. Așa este. Tot timpul. Să scoată din părinți iubirea și când o scot, scoate Dumnezeu altfel, că li se dă alte lucruri și părinților care se cred că știu, adică proiecțiile lor, că astea sunt propriile noastre proiecții, cum spune Doamna, că nu sunt ale copiilor.
v-am lăsat să vorbiți. Tot ce faceți, faceți din programul dumneavoastră. Dar copiii au propriile lor programe și copiii vin să scoată din noi iubirea. Că în momentul în care noi suntem așa mai... În momentul ăla, noi proiectăm copiilor un viitor altfel, adică proiectăm niște programe și dacă nu scoate acum iubirea din noi, nu e nicio problemă, că va scoate cu timpul. Adică copiii care îi avem în această familie, care corespunde perfect cu programele fiecăruia din familie factorilor, mai târziu o să aibă lecții de viață care se întorc și către părinți ca să le scoată și altfel, mult mai dure, ca să le scoată iubirea și la suprafață, adică sufletul, ca să învățăm exercițiul iubirii, cum spuneam ieri. Că pentru asta am venit. Și dacă nu învățăm asta și ne credem așa că știm noi și lasă că așa o să fie, lăsați lucrurile să fie, că oricum o să fie. Și tot ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă. Și vin exact, copiii vin pentru noi, bine a spus Cati, ca să scoată iubirea din părinți. Și când învățăm asta... Le impunem reguli, să știți că se vor opune cu regulile... Păi, despre asta e vorba, Cati, despre asta e vorba. Regulile care noi le punem azi vor fi mâine pentru noi. Și dacă nu vor fi așa, vor fi mai dure, că sunt lecții de viață foarte dure, care vin și vin asupra copiilor, că lovește frontal în copii și lovesc în noi și va scoate iubirea cu forța. Sau li se dă copiilor o boală, o pierdere, de oricare. Sau o să aibă o căsătorie nefericită sau o pierdere materială și atunci nu să-ți placă, că atunci o să fii bătrân. Uiți că l-ai crescut în modul tău, în regulile tale, cum ai vrut tu. Și atunci scoate iubirea din tine, când, știi, ne restrânge ușor, ușor. Când stabilește azilul. Oricum toate sunt în armonie. Nu poți să lași totul să curgă chiar. De-aia suntem. Trebuie să ne mai opunem ca să ne luăm lecțiile de viață. Așa este, că noi dacă nu ne opunem, nu ne luăm și noi lecțiile noastre. Dar copiii care vin cu handicap, în familie, familiile astea sunt binecuvântate. Sunt binecuvântate. Ei nu înțeleg mesajul. Zice că i-a lovit Dumnezeu, cum știu ce, dar de fapt acolo este o lecție pentru ei. Așa este. Când vine un copil, am avut pe doamna Gina Coșinete, Mariu știe, că vă dau exemplu ca să înțelegeți, în emisiune și doamna Gina Coșinete, băiatul i-a murit acum vreo câțiva ani, dar destul de mare, și plângea, spunea, dar doamna Fântina, spuneți-mi, cum e atunci când îți moare un copil la o vârstă, adică l-ai crescut, l-ai adus până la 28, parcă avea așa, și copilul meu a plecat și plângea în momentul în care spunea în emisiune, așa, a spus, sunt atașamentele noastre, pentru că copiii nu sunt ai noștri. Vin pentru noi să scoată iubirea din noi, din părinți. Și atunci când nu înțelegem și toată viața am fost ferm și am fost dur, că vezi, Doamne, noi știm, noi trebuie să îi corectăm, noi trebuie așa, suntem prea posesivi, că noi, fără să vrem, ne identificăm cu mintea, cu ego-ul și suntem posesivi, Dumnezeu ți-l ia. Vezi, eu ți l-am dat, eu ți-l iau. Ale mele sunt toate și tot la mine se întorc toate. Așa spune Dumnezeu, să știți. Și ți-l ia când ți-e lumea mai dragă și ți-l-a luat. Dar ce se întâmplă? De ce plângi? Că moare copilul? Nu. Că el nu moare niciodată sufletul. Atașamentul. E atașamentul. Și cine pleacă? Dumnezeu pleacă. Tu după el plângi. Și plângi pentru că ai regrete, pentru că atunci când pleacă, n-am făcut ce trebuia când trebuia. De asta plângem și ne tăvălim pe jos apoi. Dar ne tăvălim degeaba, că programele oricum le-am făcut și acolo sunt. Și am spus, doamne Gina Coșinete, Maruștie, mi-a spus, dar de ce plângea? Și am spus, dar de ce? Nu vedeți în copilul care pe stradă și trece strada pe copilul dumneavoastră. Că în fiecare copil este copilul tău și în fiecare este Dumnezeu. Deci asta noi tot timpul nu înțelegem și tot timpul... Și atunci doamna Gina chiar și-a dat seama că era realitate și chiar plângea în emisiune și a spus, da, nu mi-am dat seama niciodată. Că Dumnezeu îți ia, îți închide o fereastră și îți deschide alta, cum spune Rumi. Dar îți dă ceva. Dumnezeu îți dă altceva mai bun pentru tine, pentru că ți l-a luat. Că de ce? Că tu nu ai vrut să fii iubire. N-ai vrut să fii în iubire niciodată. Că tu ești iubire, tu ești dar n-ai vrut să trăiești în suflet. Copilul vine pentru ca să te învețe lecția iubirii și când este o boală, când este ne ia un copil drag, pe cineva drag din familie, ne întoarce în divin, în iubire. Nu ne face nimic Dumnezeu rău, că Dumnezeu nici nu ne vrea rău, pur și simplu. Noi singuri de fapt ne facem că ne proiectăm programele. Noi suntem creatori, noi suntem suflete, nu suntem nimic altceva decât particula lui și atunci noi creăm programele respective și noi singuri îi ducem la destrucție, pentru că noi însăși nu facem ce trebuie și apoi spunem de ce. Păi, din cauza că, uite, asta vrea.
Iubirea umană este o iubire posesivă. Neplăcerile care ne vin în familie și presiunile care ne vin prin copii și pornesc în momentul în care noi vrem să controlăm copilul și să fie cum vrem noi, totul este de fapt despre noi. Deci tot ce ne vine din față va fi despre noi. Soluția a fi ca nu să intervii peste copilul să fie cum vrei tu, ci să fii tu cum trebuie. Să fie iubire orice ar fi și atunci el ia forma interiorului tău, că el e doar oglindă. Și atunci nu ai nevoie de intervenție. Că nu întâmplător, Tarot de Cinci a rezistat 6.000 de ani și principiul fundamental este apa. Adică să fii ca apa moale, să accepți tot ce vine din față fără să te opui. Deci non-intervenția este de fapt soluția, pentru că este singura soluție prin care noi ne unim cu ființa divină. Deci te comporta ca o ființă divină care nu cere nimic, nu are nici fel de pretenție, nu vrea să controleze pe nimeni, nu vrea să impună nimănui nimic, nu vrea să-l schimbe, nu vrea să-l modifice, este calea spre rezolvarea tuturor problemelor din viața noastră. Și este simplu. Și înainte de a veni aici, la Baia Mare, am făcut un interviu în magazinul unde lucrează Florentina și am întrebat un lucru interesant, că am fost interesat de lucrul acesta. Oamenii care vin la psihiatru vin cu nemulțumiri. Dar nemulțumirile acelea de care ei vor să scape sunt chiar soluția lui Dumnezeu de a le salva viața. Are curajul psihiatru să le spune că ceea ce se întâmplă, deci ceea ce ți s-a întâmplat și tema pentru care ai venit aici este lucrul cel mai bun care ți-ar fi putut. Deci eu nu pot să-ți dau un sfat mai bun decât situația în care ești tu acum. Doar să înțelegi că neplăcerea care ți-a venit din față îți vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte, este perfectă în momentul acesta, ai nevoie de ea și este singura soluție ca să poată să salveze viața. Probabil ai atașamente, situația aia neplăcută vine ca să fii desprins. Destrămarea relației nu vine întâmplător. Ai patimi, ai plăceri, ai orgoliu foarte mare și prin omul acela, prin bărbat, de obicei, când majoritatea erau femei, Dumnezeu, de fapt, te duce în feminitate. Că dacă tu ai fi fost feminină, el nu ar fi fost nevoie să lupte cu tine, pentru că dorința lui cea mai mare este să ocrotească. Deci el are putere. Și destinul puterii este să se ducă pe ceea ce este slab, să ocrotească. Dar dacă femeia este puternică, nu are pe cine să ocrotească și se va duce spre o femeie care nu are nici facultate, nu are absolut nimic. Este însă moale, este umilă și se dorește cu totul. Pe el nu-l interesează, pentru că sufletul îi simte cum este celălalt. Deci nu poți să-l înșeli. Toate cuvintele, îmbrăcămintea, aspectul, tot ce face femeia nu înseamnă nimic pentru bărbat, pentru că pe el se uită direct la suflet și vede dacă poate să facă familie cu cineva care... Îmi interesează cum e sufletul femeii. Dacă ea este feminin, atunci el se dăruiește cu totul. Deci ca o relație să se rezolve, înseamnă ca femeia doar să revine natura ei divină și să nu-și depășească limitele. Aici este o șmecherie care este peste tot susținută de feminismul acesta. Arată că sunt, zice, ambele trebuie să fie egalitate. Nu egalitate. Pentru că și Yin-ul și Yang-ul sunt bogați în calități. Egalitate înseamnă bogăție de calități pentru ambele părți. Dar partea masculină are inițiativa creației. Peste tot în univers așa este. În lumea animalelor este respectul absolut al părții masculine. Leoaica se duce și ucide, îi aduce prada la leu, leu nici nu se mișcă, dar toți stau și se uită la el cum mănâncă primul, partea cea mai bună. Sau în vechime, când oamenii doar erau vânători și nu cultivau pământul, au observat că dacă ucide animalul și partea cea mai bună a lui, deci partea cea mai bună de să o dai, și ei lăsau partea din spate, copa aceea, mușcul din spate, lăsau zeului pădurii. Pentru că ei au observat, dacă fac acest sacrificiu, urmau să câștige și la următoarea vânătoare, adică era de succes. Dar dacă nu făceau acest sacrificiu, nu se mai întâmplă nimic. Și mă uit odată la DigiLife și văd o călătorie care se petrece în timpul nostru acum un an, doi, în Australia, tradițională, în care
nu știu cum se numește, deci indienii de acolo sau nu știu cum se numește, aborigenii de acolo, se duceau pe drumul muntelui, nu știu care, a lor, ca să ajungă la muntele lor sacru. Și drumul acesta era inițiatic, adică plecau fără bani, fără mâncare. Trebuia să se descurce cu ceea ce le dădea natura. Și au ajuns la o baltă. Au aruncat prostovolul și au prins doi peștișori din așa micuți. Și erau atâția 30 de persoane și nu se putea face nimic. Și atunci au zis, înseamnă că noi avem orgoliu. Deci nu că e cineva de vină, ci noi avem orgoliu. Trebuie să ne așezăm sufletele. Și au început să, 3 zile au postit, n-au nici de-aveam ce să mănânce, dar 3 zile au dansat, au făcut niște ritualuri, așa, până când au pus în ordine sufletul lor și când a fost liniștit și în pace, când au aruncat prostăvolul, era plin de pește. Deci, în fața unei situații neplăcute, întotdeauna trebuie să o întâmpli cu liniște, că altfel nu se va termina bine. Și asta este cu psihologii. Deci, vii la psiholog și psihologul trebuie doar să întrebe pe celălalt și să-i arate, să-i explice că neplăcerea pentru care se plânge este de fapt cu cel mai mult, că n-am ce să spun, doar să te uiți ce din tine a creat situația asta, că de obicei sunt plăceri. Sunt plăceri, comodități, savoare pe care care îți vin din față sub forma de strămării relații sau așa mai departe. Sau copilul nu mai învață. Deci noi aici nu vedem corespondența lor, dar până nu te desprinzi, te duci pe puțin, că puțin e Dumnezeu, înseamnă că El nu e cu tine și ți se destramă viața. Și poate să fie orice până și moartea. Adică lucrurile sunt foarte dramatice, foarte periculoase. Nu sunt așa, noi ne jucăm cu cafeaua sau, dar nu este. Dacă te-ai lipit de ceva, începe. Pentru că l-ai repetat și atunci trebuie să fii desprins. Am o întrebare, alegerea, cred că e o întrebare, mă rog, la care știu răspunsul, dar aș vrea să răspunsul la dumneavoastră. Bărbatul alege tot cu sufletul, nu? E conexiunea între suflet și suflet, nu? Alege sufletul femeii, așa? Nu alege el niciodată. Dar mai devreme am spus că bărbatul alege, sufletul nu vede. Vede sufletul, da. Vede, dar vede. Cine vede? Vede sufletul bărbatului. Tot... Bărbatul vede sufletul femeii. Tot Dumnezeu? Da. Deci, prin bărbatul respectiv, Dumnezeu îi dă femeii omul care să o chinuiască cât de mult se poate. Deci asta este tema. Întotdeauna trebuie să fie chinuită cât de mult, datorită energiei foarte mari. Nu are niciun fel de șansă, așa va fi. Deci are energie foarte mare și trebuie să fie scăzută. Dacă ea este simplă, este umilă,